Ștefan Hrușcă s-a născut la 8 decembrie 1957 în localitatea Eut, în județul Maramureș. S-a îndrăgostit de muzica folk în perioada în care era elev, la liceul pedagogic din Sighetul Marmației, unde studia vioara. A început să studieze chitara autodidact, apoi cu un profesor. Traseul artistic al lui Ștefan Hrușcă a început în anul 1981, odată cu debutul în cenaclul Flacăra, în acea perioadă fiind profesor la școala numărul 1 din Borș. După debutul în cenaclu, a devenit membru permanent al acestuia, lansând multe melodii îndrăgite de public, printre care binecunoscuta Rugă pentru părinți, care i-a marcat destinul de folchist. Enigmatic și cuminț, terminuși răstă, lângă noi se sting și mor. Cu cenaclul Flacăra, susținut în perioada 1981-1984, peste 1000 de spectacole în toată țara. În 1984 a părăsit cenaclul. Deja obținuse marele premiu al muzicii folk în 1982, premiul pentru creație în 1983 și premiul pentru întreaga activitate în 1984. În perioada 1985-1989, numele lui a fost strâns legat de cel al lui Vasile Șeicaru, alături de care a cântat în numeroase concerte. A participat la Festivalul Cântecului, la Berlin în 1985-1987. A susținut 200 de spectacole în doar 2 ani, sub egida Filarmonicii din Arad, alături de Șeicaru și Victor Socaciu. Călător, visător, unde vrei să ajungi? Visător, clipele spre alunci. Ștefan Hrușcă a susținut primele concerte pe continentul nord-american în 1990, iar la sfârșitul acelui an a lansat primul album de colinde. La sfârșitul anului 1991 s-a stabilit în Toronto, Canada. După 2 ani, în 1993, a apărut al doilea disc de colinde, La Săvârșitul Lumii, pentru care a obținut încă un disc de aur. Din 1993 a început să efectueze în fiecare an turnee de colinde în România. Ziurel de Ziurel, lansat în noiembrie 1995, este al treilea disc de colinde al lui Hrușcă. De-a lungul carierei, artistul a concertat în lumea întreagă, din SUA până în China, Germania, Coreea de Nord, Bulgaria, Ungaria, Rusia, Canada, Austria, Republica Moldova. În 2004, președinția României i-a conferit lui Ștefan Hrușcă Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, categoria B, muzică, pentru contribuțiile deosebite în activitatea artistică și culturală din țara noastră, pentru promovarea civilizației și istoriei românești. În 2016, Ștefan Hrușcă a sărbătorit 25 de ani de colinde printr-un turneu național care a trecut prin orașele Craiova, București, Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași.